Doamna Carmen, ce-i facem în crapul ăsta? Facem plachie pentru astăzi. Plachie pe ce? Plachie pe pichie. Plachie de pește. Deci avem aici, vino mai aproape, Florentin, avem ceapă albă. Florentine, tu filmează ceapă albă. Ceapă roșie. Pătrunjel, mărar, sare, piper. Boia dulce. Boia dulce. Aici câteva decoruri. A... și pastă de roșii. Dar decorul se mănâncă, nu? Da, da, e sfeclă roșie. Sfeclă roșie. Da. Și castravetele astea se mănâncă? Da, se mănâncă. La... decorul e obligatoriu suntem să fie comestibil. Suntem la emisiunea asta cu și două roșii, pescăriștea noastră. Să vă zic o chestie cu decorul ăsta. Am eu o amintire. Acum să câțiva ani am la, fost... pun ceapa la pune ceapa la așa. Acum câțiva ani am fost la un restaurant. Așa. De altfel... Și am mâncat la primul fel ceva cu un decor de genul ăsta, cu morcov și cu asta ce este? Praz. Praz. Eu am crezut că e beteală, că e altceva. Da, seama. Așa, și m-a pus dracu să tai o bucățică din beteala asta, i-am făcut un semn. La felul 2, vine ospătarul, mi-aduce felul 2 cu beteala mea însemnată. Vin la un restaurant de lux, am zis, măi, tu ești sănătos? Păi, dar nu este corect. Eu dau 100.000 de lei pentru beteala asta tăiată. A venit șeful de restaurant. Deci, ca să vedeți ce puteți să obțineți, dragi prieteni, făcând un semn la chestia asta, care mie mi se pare neconsumabilă. Da, da, e recunoscut, dar praz, se poate consuma, da. Dacă e praz și pusei la restaurantul ăla, au venit și roșii, avem nevoie da, de roșii. Da, da, și roșii, să punem astea deasupra. Cum le facem? Plutem așa rondele și le punem deasupra. Păi n-avem bulion? Da, bulionul îl punem în ceapă. Bulion de roșii. Da. Eu nu mai știu. Pastă. Bulion, ceapă și ciprinus carpio. Da, hai să-i dăm cu sare și cu piper. Așa. Să-l pregătim. Îi dau eu? Mai are ceapă? Mai are. Așa, pur și simplu, nu? Da, da, da. Bine. Florentine, fii cu ochii pe mine, fii cu camera pe mine. Îl și frecăm? Și... da, 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 poți. Când faci frecție. Și înăuntru. Să vă spun o chestie acum, știți, dragi prieteni, cum se... și aici îl mai frecăm? Nu. Știți cum se curăță crapul de sos cel mai frumos și cel mai ușor? Nu? Cum? Doamna Carmen, cum? Păi, decât să iau doape și de-astea, să frec solții... Cum cad solzii cel mai ușor după crapă? Nu știu, dumneavoastră este specialist. Așa, am ajuns. Am recunoscut. Așa. Băgați crapul ca asta într-o soluție de oțet, lăsați-l 2-3 minute, după care solzii cad foarte ușor. Îl spălați foarte bine cu apă rece, da? Pierde mirosul de oțet și am realizat un lucru extraordinar. Altfel, ca la mineri, trebuiesc mușchi. Da, și mai ales multă. Dacă e mai mare. Ăsta micuț, ne descurcăm bine cu el. Dar nu e micuț, ăsta este un crap absolut normal. Da, mie mi se pare micuț. Doamna Carmen, nu totdeauna ceea ce este mare este și bun. Ăsta este potrivit și foarte bun, vă spun. Bine, am înțeles. E foarte proaspăt, uite, ochii sunt... sticloși, da, asta știu. Sticloși, la suprafață. Da, da. Cavitatea abdominală, uite, roșie, sănătoasă. Uh-huh. Cred că o să iasă un pește. Să pun pasta de roșie aici peste ceapă. Asta acum să pun paric. Gata. Că e crap de orade. Îmi tai gâtul dacă ăsta nu e dacă de la orade. Dacă spun că scria de Dunăre. De Dunăre, în niciun da, caz. Crapul așa de Dunăre e lung, e pusifor. Gata. Cădice apa, îl așezăm aici în tavă. În Dunăre nu se poate vedea un asemenea crap. Crapul de Dunăre e slab și lung. Aha, aha, aha. Așa. Ceapa. Dăm și două, trei foi de dafi. Și mai punem roșii. Am venit și eu. Filmează-mă și pe mine, Florentine. Unde lauri nu sunt, unde foi de dafi nu avem, nimic nu avem. Uite, așa. Mergem în Grecia. Mă spun, mă ajut că formă ăsta am prea aici. Am aia. Da? Și îmi pun și aici două, trei. Nu? Îmi pun și aici două, trei. Da. Lauri. Punem aici în sos.
Și să-i mai punem un pic de apă, ca să-și formeze sosul. Și punem la cuptor. Să ajungi și eu? Uite ce bine arată. Ia. Florentine, dracu' i-a acoperit. Vă așteaptă acum. Momente de plăcere. Așteptăm să se facă. În cât timp se face? Într-o jumătate de oră. Ca 20 de minute, o jumătate de oră, da. Până aici. Bărbații totdeauna suntem puși la fiert aici. Asta ca să... nu fără fiert. Asta ca... ajut eu? Ajut eu? Ha? Tu ține de tavă. Așa. Asta ne așteaptă, dragi prieteni pescari, noi bărbații. Focul iadului, cazanul, uitați-vă. Ah, ce bine arată. Hai, pune sosul. Și de asta, și de asta, și de asta. Stai să așez roșii de unde trebuie. Și sos, să punem peste el aici. Dai că mai am una. Așa. Așa. Ia să vedem. Așa, și sos fierbinte, să punem peste dânsul. Mai văd. Nu mai vedem nimic. Oh, ce bine arată. Dacă și bucătăreasa noastră a zis, ce bine arată. Da, să știi că sunt mulțumită de data asta, de realizarea mea. În limba rusă se cântă așa. O, ce ciorna e, o, ce crasne, o, crasivă ea. Da, până să răcește ea o gură de vin. Să nu uităm niciodată la plachia de pește, vinul alb, fără etichetă, nu? Da. Alb să fie și sec. Și sec. Așa. Și ce să le urăm singur prietenilor noștri? Să mănânce plachie, da, să bea un șpriț niciodată singuri. Și să ne dea telefon, să ne spună cum a fost. Așa. Ingredientele le cunoașteți? Da. Doamna Carmen, bucătăreasa noastră, cea minunată, e aici prezentă pentru dumneavoastră. Vă așteaptă și aici, la Cocoșul Roșu, unde puteți mânca o plachie extraordinară. Și vă rog să mă credeți că așa este. Doamna Carmen, mulțumesc. Încă o dată, mulțumesc. La revedere. Plăcere, la revedere.